Versetul din Iacov 5, Domnul este plin de milă și îndurare, se referă la viața lui Iov. Domnul a avut milă de Iov. Tatăl a suferit împreună cu Iov în vremea când el trecea prin grele suferinți. Oricine poartă suferințele celuilalt caută căi să-și pregătească un sfârșit bun. Astfel că, la sfârșit, Dumnezeu i-a dăruit mai multe bunătăți lui Iov decât mai înainte. El și-a recâștigat îndoit avuția. Aceasta este o lege eternă a dragostei lui Dumnezeu în relațiile lui cu cei aleși de el. De aceea așteaptă și tu sfârșitul plin de îndurare al suferințelor tale și vei experimenta că mai târziu Dumnezeu îți va da mai multe lucruri bune decât oricând mai înainte. Odată, poate a fost numai ieri, ai experimentat că Dumnezeu a răspuns rugăciunilor tale, că Dumnezeu te-a ajutat în greutățile tale, că El te-a crescut prin toate necazurile tale. Odată, poate a fost numai ieri, când ai fost foarte trist, ai experimentat că El te-a mângâiat, că nu te-a lăsat să fii încercat peste puterile tale. Crezi tu că Dumnezeu cel de ieri este același Dumnezeu și azi? Crede că dacă Iisus este același ieri, astăzi și în veci, atunci Dumnezeu Tatăl este de asemenea același în vecii vecilor. El va avea grijă de tine și astăzi. El nu poate să lase să fii ispitit nici astăzi peste puterea ta. El te va izbăvi din ea. Prinde-te de aceasta cu încredere și vei birui toate greutățile prin credința în acela a cărui putere și dragoste este aceeași și astăzi.